Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman continuă demersurile pentru readucerea la Roman a ambulanței Team Smurd, care a funcționat cu mare eficiență pe lângă centrul de primiri urgențe. După o discuție cu oficialii din Ministerul Afacerilor și Internelor, a reieșit faptul că înființarea unui punct de lucru la Roman sau unei a doua linii de gardă ar fi extrem de complicată. În aceste condiții, oficialii de la București sugerează o soluție mai simplă: încheierea unui protocol de colaborare între Spitalul Județean și cel de la Roman, după modelul celui încheiat la București între Spitalul de Urgență Floreasca și Spitalul Baltazar Arsene. Ideea a fost sugerată de secretarul de stat Raed Arafat, care a spus că doar în aceste condiții ambulanța Smurd s-ar putea întoarce la Roman. Noutăți ar fi, noi, deci când am primit de la Ministerul de la Piatra Neamț, au primit de la Ministerul Sănătății o adresă precum că se va face un punct de lucru la Roman pentru mașina timp, dar după ce vor primi toate avizele din Consiliul Județean, am fost la București pe 20 octombrie și cei de la Ministerul de Interne, noi cerusem o audiență la domnul doctor Arafat și s-a nimerit să fim acolo, ne-au chemat la dumnealor și ne-au spus că s-au gândit că un punct de lucru sună cam, implică mai multe și atunci ar trebui să existe un protocol de colaborare între Spitalul Piatra Neamț și Spitalul Roman, urmând ca mașina să stea la Roman. Acest protocol de colaborare există între, este în București, între Spitalul Floreasca cu Spitalul Baltazar Arsenie și Spitalul Universitar, pentru că și în București legea este aceea și ai voie doar o mașină, ar veni un UPU Smurd, și pentru că toate sunt spitale de urgențe, atunci ca să nu existe mai multe UPU Smurd, au UPU Smurd la, cu mașină timp la Floreasca, iar celelalte spitale sunt contract de colaborare cu timp parțial de muncă medici asistenți plătiți de Spitalul Floreasca. Conducerea Spitalului de Urgență din Roman așteaptă răspuns de la Ministerul Sănătății, care trebuie să-și dea acordul pentru această variantă de colaborare între cele două unități spitalicești. Exact, la fel să facem noi la Piatra Neamț. Am zis că da, ok, sună bine, ne apucăm. Nu, așteptați răspuns de la Ministerul Sănătății, că noi am dat către Ministerul Sănătății. Într-adevăr, mi-a arătat și adresa tot, cu număr, cum am dat. Am sunat ieri la ședința de la casă, m-am întâlnit cu domnul director medical de la Piatra Neamț, l-am întrebat dacă au primit vreo adresă, n-au primit absolut nimic, doar cea care a fost cu punctul de lucru, au făcut adresă către Consiliul Județean. Dimineața l-am sunat pe domnul doctor Păsălău, care este coordonatorul UPU de la Piatra Neamț, care a spus că a vorbit și dumnealui și la Runos la spital, a vorbit și cu cei de la Consiliul Județean, urmând să trimită către minister răspunsul că cei de la Consiliul Județean sunt de acord cu acest punct de lucru. Problema care se pune în această nouă situație este aceea că cei din conducerea Consiliului Județean, în subordinea căruia se află Spitalul Județean, să-și dea acordul privind această variantă de colaborare. În aceste condiții, cei doi medici și asistenți care lucrează pe acest tip de ambulanță ar trebui să fie plătiți de către Consiliul Județean. Decizia se află din nou în pixul președintelui Ionel Arsene și este greu de crezut că acesta va agrea o astfel de variantă de rezolvare a situației, în condițiile în care atitudinea acestuia față de locuitorii Romanului și a localităților din zonă nu s-a dovedit a fi prea binevoitoare. Cum ne aflăm în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, autoritățile județene numai grija ambulanței Smurd la Roman nu o au. Deși a promis de foarte mult timp că va face o vizită la Spitalul Municipal de Urgențe Roman, președintele Arsene nu și-a găsit timp să facă acest lucru. Cert este faptul că și în această problemă, ca și în aceea aparatului de radiologie, sunt foarte multe orgolii personale, dar mai ales politice. Reamintim faptul că cele două ambulanțe aflate în dotarea ISU au fost câștigate pe un proiect cu finanțare europeană în timpul mandatului defunctului președinte Culiță Tărâță.